sus. Iată, vezi și Radunovic a venit acolo lângă Coman. Merge și cu stângul din acea poziție, dar Coman va bate Radunovic la Veruta. Coman și gol! Gol! Foarte frumos a executat Florinel Coman această lovitură liberă. E penalti pentru el. Acum a bătut 1-0 pentru FCSB, aproape campioană la acest scor. Poate unde vine bucuria asta din toată tribuna, că parcă se aude din mai multe locuri, nu? Lumea că se bucură. Da, și uite, se iau la bătaie deja pe aici. Peluza începe să arunce cu obiecte în suporterii de la tribuna întâi, pentru că i-au văzut că s-au bucurat. Încep să se cațere și pe garduri, în timp ce noi revedem golul marcat de Coman. Superbă execuție. Da, de această dată Sava n-a mai reușit să devieze mingea în transversală, cum a făcut mai devreme la șutul lui Șut. Da, păi sectoarele care de obicei erau ocupate de suporterii universității la derbiurile cu CFR sunt ocupate acum de suporterii FCSB. Nu, dar doar la tribuna a doua a fost la Ucluj, aici și la tribuna întâi. Da, dar cred că și pe acolo erau niște fani lui Ucluj mascați așa. Mai discret. Asta e frustrarea celor de la CFR, că